cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Din nou joi, din nou primarul Andrei Carabela în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Din nou un număr din Mesagerul care astăzi îl și arăt așa un pic. Spune în 8 pagini de ziar, un județ după chipul și asemănarea lui Ionel Arsene. În cele 8 pagini de ziar sunt prezentate, ca să cităm pe o vașnică fată de președinte, eșecele președintelui Consiliului Județean, dar și realizările. Pentru că, trebuie să fim cinstiți, sunt și câteva lucruri pe care le-a realizat Arsene. Eu zic că este așa un mic îndreptar privind mandatul lui Arsene. Dacă vreți să vă și distrați mai tare, avem pe ultima pagină conferința lui Mircea Geană de la Iași, un eveniment încă nedisecat așa cum merită. Mircea Geană practic și-a anunțat aproape candidatura la președinție, nu se știe din partea cărui partid. Și tot astăzi vă prezint în premieră, cei care merg la meci vor avea un program de meci special cu toate informațiile la zi despre echipa de fotbal Ceahlău. Acestea fiind zise, să ne întoarcem la invitatul nostru și problemele orașului. Domnul primar, direct, n-avem timp, trebuie să plecați la și 10 ca să ajungeți la Bacău. La un eveniment simbolic. Acum 105 ani pleca un fel de avion. Care ce făcea? Cu 2 piloți, transporta niște documente legate de unirea ce urma să aibă peste câteva zile. Se împlinesc 105 ani de atunci. Imaginați-vă că atunci avioanele nu aveau tehnologia de astăzi, nu aveau GPS, nu aveau atâtea chestii sofisticate. Era decembrie. Nu era nici măcar protecție de geamuri împotriva frigului. Cei 2 piloți s-au dat cu parafină. Pentru nu era nici măcar domnul Arafat care să-i salveze în caz de ceva? Și s-au ghidat în aer la 2500 de metri altitudine, la temperaturi de minus 40 de grade. Au rezistat eroic. Eroic și datorită s-au dat cu parafină pentru a le rezista tenul la minus 40 de grade împotriva vântului și s-au ghidat cu hărți în aer pentru a ajunge la Blaj. Deci cât de frumoasă este istoria și cât de puternici erau oamenii pe atunci și cât de mult credeau în idealuri și astăzi cât de ușor ne speriem de niște lucrări care să ne asigure un viitor mai bun. Apropo de sperieturi, acum mi se pare mie ca un vașnic locuitor al orașului care trec des pe zona Traianului, dar sunt probleme pe zona conductei de apă cu compactarea terenului și e pericolul să nu terminăm în anul ăsta Traianul? Nu, nici nu mai știu ce să spun. Ieri am și oprit la fața locului, se lucrează în zona liceului de chimie spre progresului. Am văzut. S-a tăiat, s-a decompactat, se compactează cu vibrocompactor, greu pentru a se stabiliza terenul și se a pregăti zona pentru placa betonată cu beton rutier. Am crezut mult în această soluție, dar din păcate pământul se comportă ca un burete și cel mai probabil cauza s-ar părea să fie pierderile de apă de pe vechea rețea. Proiectantul, dirigintele de șantier, constructorul caută soluții, vom avea luni o ședință tehnică să vedem ce variante sunt. Domnul primar, era previzibil că se va întâmpla lucrul acesta. Era previzibil. De când au început lucrările la apă, s-a spus, oameni care lucrează așa, domne, aveți grijă că țeava asta de ceramică necesită o tehnologie specială
când e vorba de compactarea terenului. Nu, asta e țeavă de oțel. De oțel, de ce e oțelul? Da. Ce se va întâmpla dacă la 30 decembrie lucrarea pe Traian nu va putea fi gata, eu vorbesc de lucrarea din coridorul de mobilitate. Lucrarea de asfaltare, da. De asfaltare. Pe mine, eu știu ce se va întâmpla. Trecem și plătim din bugetul local, da? Nu. Nu plătim din bugetul local? Proiectul este etapizat. Încheiem toate celelalte proiecte anul acesta, dar vor rămâne nefin... Deci există trei categorii. Proiectele care se finalizează și sunt acolo funcționale la finalul anului. Acolo e clar. Se întâmplă și recepția finală și totul e în regulă. Se decontează toți banii din bugetul Uniunii Europene. Apoi, varianta proiectelor nefinalizate. Cele care depășesc pragul de 1 milion de euro pentru a fi eligibile să fie etapizate. Deci poți etapiza proiectele care sunt mai mari, care au o valoare mai mare de 1 milion de euro și care, pentru care ai destul de costuri destul de mari pe care nu reușești să le decontezi anul acesta. Acelea costuri mici pe care ți le permiți să le suporți din bugetul local. Și proiectele care se etapizează, care sunt mai fie au un grad de execuție mai redus, fie ponderea cheltuielilor rămase de decontat este mai mare. Am înțeles. Deci practic nu va grefa pe bugetul local. Nu, nu, nu. Proiectul de pe Traian și Decebal. Nu. Ok, asta vreau să știu. Dar totuși ceva acolo e o problemă, pentru că lucrurile așa merg. Rog și eu să-mi aducă cineva telefonul meu, este în sertarul de la birou. Mulțumesc frumos! Este această problemă care decurge din faptul că aceste proiecte au fost pregătite mai degrabă pentru a fi semnate și făcute o poză cu ele, pentru că dacă se punea la punct, se inventariau mai întâi problemele în ceea ce privește rețelele de utilități din subteran, pentru că nu poți să faci o modernizare la suprafață doar fără să rezolvi o problemă a tuturor rețelelor de utilități din subteran, pentru că oamenii au nevoie de gaz, au nevoie de curent electric, au nevoie de apă. Deci dacă aveam rețea făcută în subteran, așa construită cum trebuie, nu existau problemele că vezi cum punem, cum compactăm, ce punem deasupra, pentru că acolo totul era construit. Așa se face că avem, cum avem acum varianta gata, cum avem Mihai Viteazul gata, ar fi fost și Bulevardul Traian, Piața Mihail Cucălnicianu și Bulevardul Decebal, ar fi fost de asemenea finalizate. Deși și pe Mihai Viteazu am avut atât rețea de distribuție gaz schimbată, tronsoane de sute de metri, am avut peste 700 de metri de rețea distribuție apă schimbată, pe variantă am avut peste 300 de metri de rețele de apă schimbate. Deci cumva și pe celelalte tronsoane și pe celelalte coridoare de mobilitate am făcut aceste categorii de lucrări, dar este clar că asta este cea mai complexă. E vorba de 4,2 km de rețea magistrală de apă, unde avem foarte multe lucrări conexe de executat, cămine, branșamente, recorduri, sunt undeva la peste 30. De aici și complexitatea, săpătura se face la 2,5, între 2,5 și 4 metri adâncime. Da. Eu n-am spus că lucrarea nu e complexă, eu am spus doar că uite că se întâmplă lucrurile astea și mă întorc de fiecare dată la studiile primare pe care se fac la un proiect, la faptul că de multe ori studiile pre și fe se fac din birou, nu de pe teren. Pentru că orice om care s-ar fi dus pe teren
sau ar fi întrebat care e starea rețelei de apă vechi și ar fi dat seama că sunt probleme cu stabilitatea solului, pentru că acolo a curs apă, am de zis, s-au făcut râuri. Da. Râuri de apă subterane. Aici e problema și poate în viitor... Tocmai pentru a arăta că învățăm din toate aceste lecții, vă spun că pentru viitoarele proiecte, pentru cele 13 străzi care sunt acum în proiectare și care urmează să parcurg aceleași etape pe care le avem astăzi pe cele trei coridoare de mobilitate în execuție sau finalizate. Am evaluat starea rețelelor de apă și canalizare, am aflat că APASEV-ul nu și-asumă nimic, am demarat discuții cu proiectanți, cu experți pentru a căuta pe de parte soluțiile de finanțare și le-am găsit, dar nu acoperă sub nicio formă totalul bugetului de care avem nevoie pentru a acoperi, pentru a rezolva aceste probleme. Deci noi am identificat o sursă de finanțare care acoperă o valoare a lucrărilor de aproximativ 20 de milioane de lei, iar lucrările evaluate doar așa, calculând, estimând cheltuielile doar așa după alte lucrări, comparând cu alte lucrări similare și calculând la distanțe pe valori liniare, a rezultat că am avea nevoie de un buget de peste 40 de milioane de lei. Și este clar, suntem decis să facem aceste lucrări. Nu mai există, nu ne punem întrebarea cine trebuie să le facă. Ele trebuie făcute, dacă nu și le asumă Consiliul Județean. Dacă nu și le asumă compania de apă, este clar că trebuie să găsim noi o soluție. Și am găsit și sursa de finanțare pentru a acoperi această nevoie. Pentru că știți prea bine, vorbim de emisiunea de obligațiuni de aproximativ un an și jumătate și ea încă nu este realizată. Acum singurul hop care ne mai ține pe loc momentan este această ordonanță care ne împiedică să demarăm achiziția publicității pentru emisiunea de obligațiuni. Asta până la urmă... Deci, dar ce legătură are? Că nu pricep demararea publicității. Pentru că noi în momentul de față acest serviciu trebuie plătit de cineva. Cine să-l plătească decât beneficiarul? Pungi! Și dacă ordonanța ne împiedică ca în lunile noiembrie și decembrie să angajăm cheltuieli pe care, care sunt plafonate la media cheltuielilor lunare pentru lunile ianuarie-septembrie, este clar că această categorie de cheltuieli pe parte de servicii de promovare, emisiune, obligațiuni, nu avem cum... Eu înțeleg să faci economii acolo unde trebuie făcute și unde ar fi trebuit făcute de mult. Dar să faci economii prostești, da, care pot să-ți asigure... Care să blocheze investiții, asta este o tâmpenie... Știți cum e? Să zic? E ca și cum te uiți în gaura goală de la covrig. Adică să mă... Acum suntem obligați să ne uităm în gaura goală de la covrig, dar să măsurăm bine și conturul covrigului și când... închei metafora asta vorbind despre... Da, acum lăsați-mă și pe mine. S-au schimbat matricele pentru covrigi. Nu mai sunt alea cu, știți, cu optul. Acum s-au făcut matrice cu harta României și cu Buzău centru, știți? Deci nu mai e 8. E harta. Revin să vă spun, planul inițial cu emisiunea de obligațiuni era să acoperim ceea ce ne grevează cel mai mult astăzi, și anume datoria publică istorică. Dar de când am gândit proiectul emisiunii de obligațiuni, a trecut un an și jumătate. Noi, în acest timp, ne-am apropiat de... am redus sumele pe care le mai datorăm băncilor.
și aici vorbesc în special de BCR. Așa se face că pentru a menține quantumul sau targetul, ținta de 100 de milioane de lei, va trebui să identificăm proiecte majore și foarte necesare orașului, proiecte vitale, pe care să le finanțăm din această emisiune de obligații. Pentru ca să, asta ar trebui să rugați niște colegi să ne trimită la zi care este datoria acum a municipiului, să ne dăm seama față de acum undeva an, între 50 și 60 de milioane de lei. Deci a scăzut într-un an jumătate cu vreo... Noi plătim undeva la 3 milioane de lei pe lună. 3 ori la bancă. A scăzut. Deci, practic, nu mai e așa de mult. Putem să ne bucurăm. Da, acum 2 ani plăteam 3 ani și jumătate. Că încheiem datoriile din 2007, 2008. 2007-2008. E ok. Deci suntem un oraș foarte solvabil. Am plătit atâția bani. Vă dați seama. Puteam face o piață cu cornul abundenței la piață aici, ca până la cer. Da, să revenim la problemele dumneavoastră. Dumneavoastră scrieți de foarte multe ori despre aceste probleme, le cunoașteți foarte bine, scrieți de ani de zile, nu doar în ultimii 3 ani. Trebuie să mergem înainte și să învățăm să nu mai ajungem niciodată se în această Se schimbă situație. Optica cu privire la banii care ar putea fi obținuți din... Și destinația principală în care vom investi acești bani este tocmai rețeaua de apă a orașului. Păi e logic, dacă mai rămân 50 de milioane și dumneavoastră luați 200 sau cât obligațiune, cât era? 100 de milioane. 100 de milioane. Rămân 40 de milioane chiar dacă plătești datoria. Da. Deci îți rămân 40 de milioane. Deci, da, e ok. Bun. Ne-am lămurit cu conducta, deci avem șanse să nu se rezolve pe 3 ani. Eu mențin optimismul, constructorul și-a dat tot interesul, s-a văzut, a trecut de 10 de ori peste acel șanț încercând să compacteze și să aducă la un grad de compactare cât mai ridicat. Pământul se comportă ca un burete, se tasează când trece pe compactorul, după ce a trecut se umflă. Cam asta este situația și trebuie identificată o altă soluție tehnică. Sunt convins că trebuie să fie una. Da. Bun. Ne-am lămurit cu asta, să mergem mai departe. Alte probleme. Am dat ieri o știre că au început pregătirile pentru târg. Târgul, eu îi spun târgul de Crăciun, mă rog. Da. Târgul de Crăciun, denumit Piatra lui Crăciun. Piatra lui Crăciun, așa. Da. E bine că e lângă teatru să face exercițiul acela cu piatra, știți? Calcă piatra. Putem face multe exerciții cu piatra. Noi am ales anul trecut această denumire tocmai pentru a valorifica un moment istoric din istoria orașului care face parte din identitatea noastră până la urmă și consider că este o denumire inspirată și originală. Explicați-mi cum v-ați descurcat până la urmă cu târgul. Pentru că inițial au fost alocați niște bani, 500 ceva de milioane, 560 de mii. În jur de jumătate de milion de lei. Așa. Și a venit ordonanța care a zis halt. Ce ați făcut? Stop fix în momentul în care totul era pus la punct. Deci noi, pentru ședința de Consiliu Local Ordinar de luna trecută, din 26 octombrie, am avut pe ordine de zi proiectul cu târgul de Crăciun, am și făcut conferința de presă marți, am convocat-o luni, gata, hotărât să anunțăm ce spectacol, ce frumos va fi de sărbători la Piatra Neamț și a doua zi îmi venea să anulez conferința de presă pentru că apăruse ordonanța. Fusese dată publicității draftul ordonanței. Nici nu știa nimeni ce se va întâmpla, ce va fi păstrat de acolo. Cum să nu știe, în România este predictibilitate. Deci avem o predictibilitate, deci e de pe timpul domnului Joană, actualul candidat.
S-a culcat președinte, s-a trezit bătut. Da, domnul Geoană s-a culcat atunci președinte, dar nu e exclus să fie, cel puțin așa arată. Bun, da, totuși după 8 ani sau atâția ani, e mult. Speranța nu moare niciodată, eu asta vreau să zic. Până la urmă am pus pe ordine de zi Târgul de Crăciun. Asta ne-a și permis să mergem mai departe și să avem discuțiile de colaborare cu Consiliul Județean și cu Centrul Carmen Seculare pentru a se alătura proiectului nostru și celorlalți parteneri, Camera de Comerț și Organizația de Management a Destinației. Mai există acum, organizația asta? Sigur că nu. Nu s-a mutat la Tulcea? Nu. O persoană nu este o entitate și mai mult decât atât... Nu, întrebam și eu. Și mai mult decât atât, Alex este încă partenerul și prietenul Organizației de Management a Destinației. Nu își va abandona întru totul misiunea. El este, până la urmă, fiul al orașului și va ține la... Lăsați că o să candideze în zona respectivă. Și chiar m-aș bucura. Și eu m-aș bucura pentru ei. Am foarte mulți prieteni în Sibiu care s-au bucurat enorm când a fost ales președinte domnul Iohannis. Și exact pentru aceleași motive pentru care s-au bucurat ei, m-aș bucura și eu ca domnul Alex să fie ales în Tulcea. Să fie foarte ocupat acolo. Da. Bine, eu să răspund la micile răutăți. Nu, este o răutate. Este o dorință. Sinceră. Eu apreciez ce a făcut Alex și echipa Organizației de Management a Destinației. Proiectul este pus pe picioare, merge înainte. Sectorul Horeca, antreprenorii relevanți din ceea ce înseamnă turismul pietrean, sunt toți reuniți la aceeași masă. Îmi place că există o energie creativă acolo. Vor să facă lucruri pentru oraș și cred că asta este cea mai importantă realizare a Organizației de Management a Destinației. Rezultatele de aici vin, din energia pe care o pun oamenii. Bun. Și ce vom avea pe târgul ăsta, în afară de căsuțe și produse și ce mai este? Ce va fi? Deci, ce program? În primul rând, atmosfera asta, da. Va fi una... În primul rând, partea de muzică și componenta artistică va fi asigurată de Carmen Seculare. Partea de activitate comercială. Deja s-au înscris, se face selecția participanților care vor avea activitate comercială în cele 10 căsuțe amplasate pe platoul Curții Domnești. Se amenajează bradul, se așează decorațiunile luminoase, se instalează și beculețele aferente iluminatului festiv, atât în centru cât și în cartiere. Pe 1 decembrie la ora 6 invităm pe toată lumea, deci de astăzi într-o săptămână, invităm pe toată lumea pe platoul Curții Domnești să aprindem luminițele împreună. Eu o să vă rog să trasați sarcină de serviciu la cei care se ocupă de târgul de piatră, da? Piatra lui Crăciun. Așa. Ca pentru la anul să vizioneze o parte din filmele care se dau pe un canal de televiziune Diva, care toate au ca temă cât e un mic târg de Crăciun pe undeva, printr-un oraș din America, de obicei. Și să vedeți acolo cum se pune accent, de asta am zis, pe ideea de comunitate în organizarea unui asemenea târg. Nu pe ideea de importuri organizatorice. Fiecare găsește o chestie specifică pentru orașul lui. Mie îmi plac căsuțele de la Carmen Seculare sau de unde sunt. De la Consiliul Județean. Mie îmi plac căsuțele, că sunt din lemn, știți? Deci da. Lemnul, în general, așa. Nu știu dacă... Ticioase. Chiar sunt estetice și se apretează pentru un astfel de eveniment. Dar eu tot zic că mi-aduc aminte de niște declarații că nu se va mai face nimic pe platoul Curții Domnești și
N-am nimic ca căsuțele, dar mă deranjează enorm să punem acolo pe piatra aceea patinoarul. Deci, sunt de acord, este cel mai de succes loc, vine lume multă, dar nu e locul lui acolo. Deci, noi am încercat anul trecut și acum 2 ani să mutăm patinoarul în strand. Acum 2 ani cel puțin puntea era încă funcțională. Dar n-a venit nimeni să depună ofertă pentru acel spațiu. Pentru că pe știa, este un șantaj. Pentru că nu este... Este un șantaj, domnul primar. Este un șantaj. Nu mergem acolo, că aici e bine. Da. Dar uitați-vă un pic, noi am filmat, nu mai am timp acum să punem emisiunile, să vedeți cum arată pavajul pe zona unde a fost înainte. Nu are patinoarul, treabă, patinoarul își distribuie greutatea. Știu, dar, întreaga suprafață, dar există... Nu patinoarul a deteriorat platoul Curții Domnești, ci a deteriorat cauza este felul în care au fost făcute lucrurile acum 10 ani. Bine, nu... încă mai aveți o datorie la mine, acea expertiză pe care s-a făcut pentru Curtea Domnească, care ar trebui făcută publică ca să ne lămurim cum s-a lucrat acum câți ani. Da. În primul rând, grosimea pavajului e una care, până la urmă, o piață pietonală este locul cel mai potrivit pentru organizarea unor evenimente. Ca să organizezi un eveniment, este clar că pentru pregătirea, în etapa de pregătire și amenajare, ai de intrat acolo cu niște mașini care transportă niște materiale. Nu vii cu tir de mare tonaj, dar cu niște mașini care vin să aducă o scenă, cu niște faci dezăpezire, care na, o mai faci mecanizat, cu un absolut mic utilaj. Da, nu poți, pui, nu poți să vii cu pavaj de 3 cm, 4 de piatră, cm. Exact. O felie de piatră acolo. Corect, așa este. Așa este. Da, eu tot mă gândesc că dacă ar fi existat un pic de imaginație la nivelul celor care se ocupă de târg, se găsea. Nu știu, eu stau și mă gândesc, acum uite, fără să aprofundez ideea asta, dacă nu se putea pune patinoarul pe terenul de sport a unei școli. Sigur că se putea, dar... un târg de Crăciun și implicit patinoarul îl ții pentru o perioadă de mai bine de 4 săptămâni. Târgul de Crăciun va avea loc între 1 decembrie. Am înțeles și blocam terenul de sport. Ianuarie, copiii merg la școală. Da, în da, eu stau și mă întreb așa. Oare n-ar fi acceptat să spunem? Nu știu, dau un exemplu, școala 3, e aproape de centru. Să zică, domne, punem târgul de Crăciun, eu nici nu știu dacă ei au acolo sală de sport sau nu. Habar au o sală de sport. Deci, o variantă a fost luată în calcul. Să organizăm acest eveniment undeva în zona pieței 22 decembrie. Sau la să asta punem mă gândeam, măcar patinoarul, că se putea închide, se putea închide se toată zona aceea. De că orice soluție de genul acesta înseamnă și un compromis, pentru că cineva va fi deranjat de respectiva poziționare. Nici o decizie și chiar asta este prima certitudine pe care am ăștia din centru au învățat, au citit bancul cursuri și cu vânătorul, nu? Și s-au obișnuit. Nu știu, probabil... Ideea este că orice măsură, orice strategie, orice decizie publică și orice face primarul deranjează pe cineva. Singurul lucru care unește pe toată lumea e oficierea unei cununii civile. Chiar e singura chestie pe care am descoperit. Păi faceți o cununie civilă cu locuitorii zonei respective. Apropo, uite, chiar vreau să... am văzut postarea, am făcut și o știre după ea. V-ați întâlnit cu locuitorii, teoretic, cu locuitorii de pe două străzi. Practic m-am întâlnit. Nu, teoretic cu locuitorii de pe două străzi. Practic v-ați întâlnit cu unii, cu locuitorii de pe o stradă. Cu toți locuitorii de pe o stradă. Deci este incredibil. Cum de pe strada, unde cred că au fost cei mai vocali oameni.
Nu a fost emisiune la dumneavoastră și cred că și acum sunt comentarii de pe n-am astăzi, pentru cât emisiunea e scurtă, n-am, nici măcar n-am spus că iau întrebări. Problema este foarte veche acolo și ne-am dat interesul să o rezolvăm. Deci doar plantelor că... și băncii. Da. Care sunt undeva în zona fermelor, așa, generic vorbim, da. Nu pe acolo. Pe plantelor nici nu sunt problemele de pe băncii. Situația este aproximativ similară, dar pe plantelor nu sunt atâtea dintre problemele cu care ne confruntăm pe bănci. Și de pe plantelor au venit? Toți cei de pe plantelor au venit și la modul, nu că doar constructiv. Au venit acolo, constructiv. Au venit constructiv, am participat la discuții, am inventariat problemele. Ne-am gândit la soluții, la ce urmează să facem pe termen scurt și la ce ar trebui făcut pe termen lung. Extraordinar jos pălăria, cum au decurs lucrurile acolo. Niște oameni implicați care vor să-și vadă drumurile, casele puse în ordine, să le fie făcută viața mai ușoară. Pe strada Băncii, și de ce am ales că inițial am anunțat că fac întâlnirea pe ieri seara ar fi trebuit să fac întâlnirea. Dar am realizat că la ora 5 deja este întuneric. Mergem să ne vedem cu niște oameni în beznă, să vedem situația, vă luați lămpașe de mine. S-ar fi derulat acea întâlnire când noi vroiam să comparăm ce situație avem în planuri, în schițe. Le-am cerut colegilor în prealabil să măsoare și să traseze un drum pe hârtie, să știm cam cum ar veni, să confruntăm situația din teren cu cele din schițe. Evident că nu puteam face lucrurile astea pe întuneric. Mai mult decât atât, am zis că ar fi mult mai inspirat să aleg un moment duminica, când majoritatea omului este acasă, poate după biserică, numai bine venim la o întâlnire, discutăm jumătate de oră, o oră despre problemele de acolo și știm ce avem de făcut, cădem de comun acord pe o soluție, fie ea și de compromis. Eram convins că este cea mai bună variantă. Nu mă așteptam ca de pe strada Băncii să nu vină chiar nimeni. Mai ales că am anunțat și verbal, da, nu clar, doar online clar. Și prin presă. Da, și... Deci aici este marea problemă. Vorbeam de spiritul de comunitate înainte. Cei de pe o stradă au venit, cei de pe o stradă n-au venit. Acum, cum reacționez la chestia asta, că nu-mi dau seama? Cum reacționez ca primar? Vom rezolva problema nu sancționând pe nimeni. Poate n-au avut încredere că participarea la o întâlnire fizică e mai... Sau poate e mai ușor, e mai ușor pe... Asta e. Poate oamenii vor să rămână în aceeași paradigma a scrisului pe Facebook. N-am o problemă cu asta, doar că pe Facebook nu avem întotdeauna cea mai constructivă abordare. La fața locului am mers cu bună credință cu toți colegii care sunt implicați în soluționarea problemei, de la cadastru, de la urbanism, de la investiții, cu colegii din societățile subordonate care cunosc la fel de bine problema de acolo, tocmai pentru a vedea în ansamblu și problemele de apă, de utilități, de canalizare menajeră, de... dimensionarea absolut. Drumului și așa mai departe. Dimensionarea străzilor, da, văzut dacă s-au depășit s-a intrat pe terenul proprietatea exact. Municipiului sau nu. Adică lucrurile astea concrete. Bun, de asta eram foarte curios să văd cum s-a întâmplat acolo, pentru că eu Vitej pe Facebook văd tot timpul. Dar când e vorba de o chestie constructivă sau de o părere, mai puțin. Da. Alte probleme pe care aș vrea să le discutăm, spuneți-mi un pic, vine zăpada, am fost anunțat că vine frigul și zăpada. În ce măsură municipiul este asigurat prin operatorul respectiv cu ceea ce înseamnă pregătire pentru dezăpezire? Nu vorbesc de utilaje, că bănuiesc că alea sunt. Vorbesc de materialul antiderapant, sare și ce mai se dă cu cealaltă chestie. Sigur. Societatea Publiserv are toate utilajele pregătite, dotate cu pluguri, sărărițe. Așa, are stoc de agregate, de sare, de tot ce... Deci sunt stocuri. Pentru... Da, da, da. Pentru că mă gândesc că ordonanța asta cu austeritatea, vreți, nu vreți, afectează și nivelul prăților primăriei către societăți.
Da, vreți, în cel nu mai rău caz, în cel mai rău caz vom avea o problemă cu efectuarea plăților până la finalul anului. Ideea e următoarea. Contractul sau activitatea de zăpezire a început de săptămâna trecută. Practic 30 de zile, mă rog. Da. Vor veni cu prima factură, să zicem, la finalul lunii decembrie pentru primele 30 de zile. Până se analizează documentele și așa oricum intrăm în anul următor. Deci, practic, nimeni să nu-și facă griji că... E o întrebare care trebuia pusă. Da, 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 sigur. Dar așa se întâmplă și în practică. Și anul trecut, fără această ordonanță, nu am făcut plăți în luna decembrie pentru sau în anul 2022 nu am făcut plăți pentru dezăpezirea aferentă sezonului rece 2022-2023. Mă gândesc că societăți precum Salubrita și Public Service, având prestări servicii pentru primărie... Ceea ce mă doare cu această ordonanță nu ține de blocaje care să afecteze societățile Consiliului Local. Și aici sunt probleme pentru că, imaginați-vă, de exemplu, Public Service face lucrările, cele mai complexe și costisitoare lucrări sunt cele de reparații stradale. Ei, începe sezonul reparațiilor stradale undeva în aprilie. Deci nu se fac plăți ianuarie-aprilie. În ianuarie poți face eventual ceva plăți retroactiv. Pentru lucrări făcute în octombrie-noiembrie. Dar media este scăzută. Dar media este dată undeva. Încep lucrările în aprilie. Primele situații de lucrări apar deja la sfârșitul lunii mai, pentru că situațiile de și lucrări trebuie verificate, semnate, făcute de constructor, verificate de dirigintele de șantier, în teren, se măsoară totul, se calculează totul, apoi vine situația de lucrări la primărie și se reia procesul. Până se fac verificările, durează câteva zile, deci plățile încep undeva spre jumătatea, finalul lunii iunie. Toată vara se lucrează, ne focusăm pe a face. Septembrie, octombrie, noiembrie. Încep plățile în poți. Septembrie. Și da? Acum nu poți să plătim. Nu putem plăti pentru că, deci, na, da. Apar blocaje. Acum, da? Cum să vă spun, eu nu vreau să creez blocaje în programul celor de la Bacău cu da, asta. Mulțumesc frumos. Și va trebui să ne oprim aici, pentru că am promis mulțumesc că termin. Mulțumesc că ați reținut e și 9 minute. Eu... De asta nici n-am luat întrebări, nici n-am spus ca să pun întrebări. Vă doresc drumuri bune spre Bacău. Aveți grijă când ieșiți din piață, pe unde mergeți, să nu rămâneți blocat în trafic. Mergem înainte, nu, ajungem la timp. Vă mulțumesc tare mult și de rest tuturor o zi minunată. Sănătate, numai bine, cele bune tuturor.